În holul de la Casa Tineretului, romii din Șimian au amenajat un cort, au adus și câteva cazane din cupru și au expus obiecte de vestimentație care reprezintă portul lor și despre care spun că nu l-ar schimba cu nimic. Fac un iblit de cafea. Din ce este confecționat? Din cupru. Văd că aveți aici tot felul de unelte. Da, sculele, care lucrez cu ele. Sculele, facem cazane de țuică, facem căldăi. Asta e meseria noastră. Noi cu asta trăim. Ce faceți cu ele? Ne vindem. Cumpără românii aceste cazane? Face țuică cu cazane. Noi nu purtăm de ale scurte, purtăm de ale lungi. Fuste, cămăși și baticuri. Ăștia noi purtăm de când eram mici și cum suntem acum, noi purtăm aceeași fuste. Copiii dumneavoastră mai poartă aceste haine? Da. Văd că aveți aici un cort amenajat. Da. Asta este cortul care lucrăm, care mergem în sate, care costă un brâm. Asta este casa noastră care pe un timp de vară care lucrăm, ne câștigăm pâinea. Portul romilor se potrivește perfect cu accesoriile opulente din aur pe care de ziua etniei romilor din România femeile le-au purtat cu mândrie. Ați schimba acest port țigănesc cu altul? Nu avem voie, asta e tradiția de la ei bătrâni. În sala de spectacole, programul artistic a fost presărat cu scenete din istoria etniei. Se zice că romii nu și-au găsit niciodată locul din pricina cuiului Iisus care îi urmărea tot timpul. Am reușit să ne atingem obiectivele, adică prezentarea de costume, dansurile din oraș, din fața patului administrativ, deplasarea către Casa de Cultură în acel marș care noi îl facem an de an. Iar acum copiii, după cum vedeți, încep să-și prezinte programul artistic, pentru că, până la urmă, ei sunt bucuria noastră și viitorul nostru mai departe și trebuie să se exprime. Și sper că până la final să avem și să plece cu un gând bun de la Severin. Ropote de aplauze a smuls o scenetă despre tradiția căsătoriilor între romi la vârste fragede. De ce vreți să sacrificați acestor copii copilăria? Hai, spuneți că sunteți oameni cu scaun la cap până la urmă. Dar cine zice, mă, că le sacrificăm noi copilăria? Dacă e căsătorit la 12 ani? O stai, bă, puțin, că nu știi care e tradiția la noi la țigan, nu. Apoi la mine, familie, eu m-am măritat la 11 ani, mama la 7 și bunica la 5. Așa este, mă, și respectăm tradiția, da? Prefectul de Mehedinți a felicitat pe rom de ziua lor, dar le-a transmis că trebuie să-și trimită copiii la școală. Este deja cunoscut faptul că abandonul școlar are cote mari în Mehedinți pentru că romii renunță de timpuriu la educație. Transmit acest mesaj pentru că, într-adevăr, comunitatea romilor este o comunitate totuși tânără și viguroasă în Europa, cu perspective de a se mări numeric și, ca urmare, ar trebui să nu rămână la nivelul a intra pe ușa din spate, ci pe ușa din față. Mesajul cred că ar fi fost mai simplu dacă le-aș spune că trebuie să învețe să fie șef, nu slugi. Mesajul meu ar fi ca romii, tinerii romii, în mare parte, să-și continue studiile, să fie cei care se vor duce la școală să învețe carte, să învețe o meserie ca pe viitor etnicii romi să reprezinte forța de muncă a Europei. Ziua etniei romilor din România se sărbătorește în data de 8 aprilie, dar anul acesta a fost organizată mai devreme, ca să nu se suprapună cu Joia Mare dinaintea Paștelui.